ucenice, părinte, cum frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta de a fi din nou împreună în casa Domnului. Să stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu să ne lăsăm cercetați și modelați de acest cuvânt. Cu câteva versete înainte de Evanghelia Ziua de astăzi și pe care vreau să o citesc, Domnul nostru Iisus Hristos le vorbește apostolilor despre patima sa. Și vreau să vedem atitudinea apostolilor și care se arată prin ceea ce spune Sfântul Apostol Petru. Și am să citesc și versetele dinainte pentru că ne ajută să ne înțelegem ceea ce vrea să spună Domnul Iisus. Iisus a plecat cu ucenicii săi în statele Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns. Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit putărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoți cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Domnul Iisus, s-a întors, s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și a zis, înapoi a dat Satană, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Din acest text al Sfintei Scripturi se naște o întrebare. Cum Sfântul Apostol Petru poate să zică cu câteva minute înainte, tu ești Hristosul, iar pe urmă să vină să-L mustre pe Domnul nostru Iisus Hristos pentru ceea ce le-a spus că trebuie să pătimească și să fie omorât, iar după 3 zile să învieze. Răspunsul care l-am găsit la această întrebare este că, asemenea Sfântului Apostol Petru și noi, de multe ori facem afirmații corecte din punct de vedere teologic. Ori le-am auzit undeva, ori mi s-au descoperit un lucru sau altul, dar nu le înțelegem și nu știm ce spune. Sfântul Apostol Petru aici face o afirmație care este adevărată. Tu ești Hristosul. Dar el nu știa ce spune. Nu știa ce înseamnă aceasta. Ce înseamnă că Domnul Iisus Hristos este Hristosul. De aceea, cred că Domnul nostru Iisus Hristos în versetul imediat următor le spune, le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. De ce să nu spună? Pentru că era un adevăr. Și aceasta trebuia să se vestească pe urmă în lume. Că a venit Hristosul și a adus mântuirea. Dar cred că Domnul Iisus le-a interzis lucrul acesta pentru că ei nu știau încă ce înseamnă lucrul acesta. Nu știau ce înseamnă că Domnul Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus începe să învețe ce înseamnă că El este Hristosul. Trebuie să meargă la cruce, trebuie să sufere pentru păcatele noastre, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Și nu le spune doar aici, le spune și în capitolul 9, începând cu versetul 30. Au plecat de acolo și au trecut prin Galileea. Iisus nu voia să știe nimeni că trece. Căci învăța pe ucenicii săi și zicea, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî. Și a treia zi după ce îl vor omorî, va învia. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-l întrebe. Vreau să vă pun o întrebare. Ce vi se pare greu de înțeles la aceste cuvinte? Domnul Iisus Hristos le spunea că va trebui să meargă la cruce,
va fi dat în mâinile oamenilor, va fi omorât și a treia zi va învia. Iar Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ei nu înțelegeau aceste cuvinte. Aici nu cred că e vorba de o înțelegere în sensul în care nu au înțeles ce le-a spus. Ce le-a spus Domnul nostru Iisus Hristos. Mai ales că, după cum știm, exact așa s-a întâmplat. Deci nu a fost o parabolă, nu a fost niște cuvinte care să le poți răstălmăci sau să aibă un înțeles ascuns. Nu, este exact ceea ce se va întâmpla. Domnul nostru Iisus Hristos le spunea pe față ceea ce va fi cu Domnul Iisus. Dar ucenicii cred că aveau altceva în minte. Chiar în textul următor ne spune că ei au început să se certe cine e cel mai mare, cine va fi, și își împărțeau funcțiile. Deci în mintea lor, ei îl vedeau pe Domnul nostru Iisus Hristos ca acel împărat care era promis în Vechiul Testament și trebuia să vină să restaureze împărăția lui David, iar ei, cei care vor avea cele mai înalte funcții în preajma lui. Și nu că n-ar fi priceput ce le spunea, dar nu făcea parte deloc din ceea ce așteptau ei, din ceea ce teologia lor, să spun așa, despre Hristos. Și atunci n-au putut să primească aceste cuvinte. Chiar dacă Domnul nostru Iisus Hristos le spunea lămurit lucrul acesta. Cred că, de multe ori, și noi suntem în capcană aceasta. Și noi avem, nu știu, într-un fel sau altul, o teologie în mintea noastră, o cunoaștere despre Dumnezeu, care Dumnezeu dorește să ne corecteze. Prin întâlniri ca acestea, atunci când ne punem acasă și știm Cuvântul lui Dumnezeu sau ne rugăm, și dacă avem smerenia să acceptăm ceea ce ne învață Dumnezeu, atunci vom propăși și vom merge mai departe pe calea lui Dumnezeu. Dar dacă stăruim în ceea ce știm noi sau credem noi că este bine și nu ne lăsăm învățați de Dumnezeu, atunci ne putem îndepărta de la Dumnezeu. Apostolii, chiar dacă n-au priceput atunci, știm din alt context în care Domnul nostru Iisus Hristos le spune un lucru greu ucenicilor, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață în el și n-are viață veșnică. Mulți ucenici l-au părăsit, pentru că nu puteau să primească lucrul acesta și nu corespundea cu ceea ce ei credeau despre Dumnezeu și despre Mesia. Dar ucenicii au avut smerenie și au spus, Doamne, nu pricepe, nici noi, Sfântul Apostol Petru a spus, dar la tine sunt cuvintele vieții veșnice. Au rămas cu Domnul nostru Iisus Hristos și au ajuns până la urmă să înțeleagă. Și Sfântul Apostol Petru, chiar dacă aici este mustrat de Domnul și știm prin câte mai are să treacă până când înțelege și el ce înseamnă că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și înțelege chiar după ce Domnul nostru Iisus Hristos este răstignit, adică înainte de când este condamnat, înainte de a fi răstignit, dar totuși înțelege. Pentru că a avut smerenia să rămână lângă Domnul. Chiar dacă a avut el zvâcnirile lui de orgoliu și a rămas lângă Domnul nostru Iisus Hristos. Și cred că la fel trebuie să facem și noi. Nu înțelegem mult din ceea ce ne spune Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Și nici nu avem cum să înțelegem. Pentru că acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu stă la baza existenței vieții și a Universului. Poate știți, acum oamenii de știință în ultima vreme au descoperit ADN-ul. ADN-ul este un cuvânt sau o frază complexă care stă la baza vieții. Acolo, în mijlocul celulei, este această informație care spune fiecărui corp, fiecărui organism, cum să se miște, cum să existe, cum să se formeze. Este un cuvânt complex. Și este interesant că este chiar un cuvânt, este o informație
pe care a reușit după ani de zile să-l descifreze și pentru un singur le spun cromozomul acesta, 23 de cromozomi are om, ființa umană. Pentru un singur cromozom din acestea le-au luat peste 900 de pagini. Să spună succint cam ce-ar face el în organism, pentru unul singur. Acolo este cuvântul lui Dumnezeu, care mișcă lucrurile acestea vii și care stă la baza vieții. La fel este și acest cuvânt. Aici, în Sfânta Scriptură, e cuvântul lui Dumnezeu care dă viață sufletului nostru. Dacă vrem să-L luăm în sufletul nostru și să-L lăsăm să lucreze acolo. Dar îl vom înțelege pe măsură ce vom sta lângă acest cuvânt al lui Dumnezeu și îl vom lăsa să ne transforme, să ne descopere tainele lui Dumnezeu. Aceasta ne spune Sfântul Apostol Pavel în Coloseni că este taina lui Dumnezeu și anume Hristos. Este taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri care a fost descoperită Sfinților Apostoli și prin Sfânta Biblie și prin învățătura Bisericii ne-a descoperit Dumnezeu și nouă, la măsura la care ne studiem și înțelegem. Și anume, Hristos în voi nădejdea slavei. Aceasta este taina lui Dumnezeu. Nu este mai mare minune, nu este mai mare lucru în universul acesta decât ceea ce s-a întâmplat atunci când Dumnezeu s-a întrupat. Atunci când cel care este necuprins s-a lăsat, s-a dezbrăcat de sine, cum spune Sfânta Scriptură, și s-a întrupat, un trup omenesc, desăvârșit. Și nu știu dacă este o stare mai mare de smerenie și de... Nu cred că se poate vedea în altă parte decât atunci când Dumnezeu, care a zidit Universul, a zidit pe om, se lasă purtat în brațe de zidirea lui. Acest chip al Maicii Domnului cu pruncul în braț. Este ceva fantastic, care ne-ar putea copleși, care ne-ar putea aduce să iubim pe Dumnezeu, Zitorul nostru, care a luat asupra Lui vina noastră. Știți că majoritatea oamenilor din lume îl acuză pe Dumnezeu pentru starea lui. Și mulți, din pricina aceasta, nu se întorc la Dumnezeu. Sau găsesc ei motivul acesta. Că lumea este așa cum este și ei nu pot să-L accepte pe Dumnezeu. Dar așa era o discuție între un om care s-a dus la frizer și frizer. Poate ați văzut sau ce-i întâmplarea. Omul acesta, discutând despre Dumnezeu, spune nu pot să crezi în Dumnezeu creștinilor pentru că uite cum e lumea asta, e rea. Și atâtea nedreptăți și atâta suferință și cum poți să spui tu de Dumnezeu că e așa bun și iubitor și plin de dragoste și totuși realitatea asta cruntă în care trăim. Și omul nu zice nimic. Stă și se gândește și pleacă cumva și lasă pe omul ăsta fără răspuns. Dar când ies afară din frizerie, vede un netos. Acolo pe stradă, nu știu, cânta la ceva și roagă să vină cu el până la frizer. Și îi spune, uite, vezi, nici eu nu cred că sunt frizeri în lumea aceasta. Nu sunt frizeri. Și spune frizerul, păi cum nu sunt, nu? Eu nu sunt frizeri. Păi da, uite, cum ăsta, plin de plete și cum? Nu sunt frizeri. Păi dacă nu vine să-l duc, cum să, ce să fac? Păi de ce, vezi, așa e și cu Dumnezeu. Și Dumnezeu e bun și iubitor și dorește, dar dacă nu venim la El, nu ne îndreptăm după cuvântul Lui. De ce arată lumea așa cum arată? Pentru că nu vrem să ne îndreptăm după cuvântul Lui Dumnezeu. Nu vrem să ascultăm de cuvântul Lui. Și atunci vine suferința și durerea și moartea și boala. Dar toate acestea le-a îngăduit Dumnezeu tocmai pentru ca să ne întoarcem la El. Tocmai pentru ca să recunoaștem dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, care ne rabdă, chiar și atunci când păcătuim. Dar a luat asupra Lui aceste fără de legi, aceste păcate ale noastre.
și ne cheamă la pocăință. Este primul cuvânt al Evangheliei. Pocăiți-vă, căci împărăția celor este aproape. Iertarea înaintea lui Dumnezeu o primim doar prin pocăință. Nu prin simplă mărturisire, nu prin simplă părere de rău, ci doar atunci când ne pocăim. Adică ne mărturisim păcatul și ne lăsăm de el. Este adevărat că nu reușim de multe ori de prima dată să ne lăsăm din păcat sau de patimă, dar trebuie să stăruim, trebuie să cerem ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să ne pocăim. Apostolii au fost trimiși de Domnul nostru Iisus Hristos, doi câte doi, și ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că ei au început să propovăduiască pocăința. A chemat pe oameni la pocăință. Și chiar în Faptele Apostolilor, Sfântul Apostol Petru, când predică, spune, pocăiți-vă, da, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremul de înviorare. Domnul nostru Iisus Hristos a venit pe pământ, Dumnezeu și-a făcut lucrarea, a murit pe cruce pentru toți oamenii și acum se vestește de 2000 de ani încoace pocăința și întoarcerea la Dumnezeu. Aceasta este partea noastră. Să ne pocăim, să ne recunoaștem vina, să recunoaștem că din pricina păcatelor noastre suntem în starea aceasta în care suntem. Și nu Dumnezeu este vinovat pentru starea noastră, pentru bolile noastre, pentru suferință, pentru moarte, ci noi suntem vinovați. Și atunci Dumnezeu ne va primi, ne va ierta păcatele și avem niște promisiuni fantastice în Cuvântul lui Dumnezeu. Niște promisiuni pe care le cunoașteți, legate de o împărăție care începe din lumea aceasta și care va fi veșnică și putem să fim acolo cu Dumnezeu, dacă ne pocăim, dacă ne lăsăm de ceea ce este rău. Nu avem iertare fără pocăință. Să știți, oricât am încercat să ocolim lucrul acesta, nu vom putea. Trebuie să ne pocăim, chiar dacă ne ia uneori ani de zile să ne pocăim de un păcat sau de patimă. Trebuie să stăvim în lucrul acesta și să renunțăm la păcatul acela. Cu ajutorul lui Dumnezeu se poate, pentru că nu este puterea mai mare în univers și Dumnezeu ne pune la dispoziție puterea Lui pentru aceasta. Dacă nu putem singuri să chemăm un frate în ajutor, să ne mărturisim, uite, frate, dragă, nu pot să mă las de serialul ăsta, nu pot să mă las de internet, stau ore întregi pe el și e ca o patimă pentru mine, nu pot. Știu și eu, sunt multe patime. Nu e vorba numai de alcool și de tutun, care să văd. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul fratelui, cu ajutorul unui părinte duhovnicesc cu care putem să avem părtășie și rugăciune împreună, putem să fim izbăviți de patima aceasta. Putem să propășim. Dacă nu vom face așa, nu vom putea propăși. Tot acolo vom rămâne la nivelul acela și la păcatul acela și la patima aceea. Numai Dumnezeu ne poate ajuta. În El să ne dăduim. Și cu ajutorul Lui vom putea să ajungem acolo unde ne cheamă, în împărăția cerurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.